Hei, salut prieteni, eu sunt Tete și suntem acum pe 10 mai și așa cum v-am promis și pe Facebook și pe canalul de YouTube, se lansează pe plan mondial jocul Uncharted 4, finalul unui zi din asta, hoț, ceva de genul. Aici am scrie deci conținut în limba spaniolă. Ok, o să facem un unboxing, să zic așa, scurt, așa, rapid, și după aceea trecem la treabă. Deci astăzi suntem pe 10 mai și așa că, cum v-am promis, trebuie să... Dar și altceva nou. Și acest joc este doar pentru PlayStation 4. Așa că... Atât, gata. Și după cum v-am promis, îl băgăm și noi pe canal. Deci, este vorba despre ceva de genul prin Madagascar. O să fim prin Madagascar și căutăm comori și toate alea. Mamă, dar ce nervant este, frate. Ok. Hai să vedem ce găsim noi în el. Bă, deci pentru cei care ne întreabă, ăsta costă, stați așa, hai să vedem, ăsta costă 70 de euro, ca să vă arăt, ok, uitați aici, unde este, uitați, stați. Vedeți? 69,95. Hai să vedem. Hai să-l punem aici. Așa. Băi, ești nebun! Fii atent exact ce a apărut. Reclamă la jocul care mie îmi place, care de-abia l-aștept. Deci, ăsta e despre alt joc. Mamă, de-abia aștept jocul ăsta. Voi știți, v-am mai spus. Disponibil în iunie pe 2000, în 2016, adică pe 22 sau 20, No Man's Sky. Mamă, dar ce îmi place chestia asta care am văzut-o eu acum. De-abia aștept jocul ăsta mai mult ca orice. Ăsta l-aștept cu adevărat. Țineți minte, No Man's Skies. Ok. Avem aici o carte. Așa. Cum descarci conținutul digital, bla bla bla. Aici avem ce vor ăștia, mă, ochelari. Da, să... E vorba de tubă. Da. Am filmat codul, dar nu o să-l arăt. Așa. Și merge și în multiplayer jocul. Așa, da. Da, o să meargă și în multiplayer. E foarte mișto. Uitați cam cum o să arate în multiplayer. Bă, dar cum se... În fine. Și aici este CD-ul care arată în felul următor. Vedeți? Șmecher. Special pentru PlayStation 4. Ăsta nu va ieși pe Xbox One, nu va ieși nici pe PC, de fapt nu e, există acum, nu știu dacă va ieși. Orice tezaur are un preț. Nu, da. Asta zice. Ok. Păi hai să-i dăm drumul la consolă și să jucăm. Așa că ne vedem în joc. V-am pupat. Ăsta a fost unboxing-ul meu pentru voi și exclusivitatea mea pentru voi, pentru România. Deci, asta e. Astăzi se lansează, astăzi l-am cumpărat așa cum am promis. E ceva mondial, așa, și am zis să mă arunc și eu. Ok, v-am pupat și ne vedem în joc. Ceau!